Specialiștii în conservarea patrimoniului cultural spun că neprețuita zestre care ne arată identitatea este mărturia trecutului care explică, justifică și îndrumă viitorul. Muzeele, bibliotecile, arhivele, bisericile, mănăstirile, unele edificii sau situri arheologice adăpostesc și întrețin, studiază și valorifică patrimoniul cultural. Dezvoltarea științei patrimoniului se bazează, desigur, pe cercetarea obiectului cultural. Compoziția acestuia trebuie analizată pentru a putea fi conservat, restaurat și expus în spațiul public. Datarea, stabilirea provenienței și autentificarea sa trebuie stabilite. Semnificația sa trebuie studiată pentru a permite interpretare istorică și culturală. Este o expoziție cumulativă. S-a născut la Cluj. A fost prima manifestare organizată de ACRO. A continuat la Suceava și a adunat materiale din întreaga țară. Cum a pornit această expoziție? A pornit de la ideea că s-au împlinit 40 de ani de restaurare și la Suceava, ca și în alte 9 laboratoare, s-a împlinit 40 de ani de activitate. Și atunci, inițial, colegii cei mai vechi au realizat postere ca să aducă, să-și aducă un omagiu activității întregi de restaurare, dar după aceea ne-am gândit cu toții că nu ar fi rău să facem fiecare câte un poster în funcție de experiența pe care o are și de bogăția obiectelor pe care le-a realizat. Bineînțeles că unele sunt postere care cuprind mai multe obiecte și prezintă o activitate, unele sunt studii de caz, dar și într-un caz și în celălalt, și chiar numai investigații realizate de colegii noștri din țară, de la Suceava, dar toate prezintă probleme importante cu care noi ne întâlnim frecvent. Restaurarea este frumoasă, este activitatea de suflet a noastră, putem spune. Pot spune toți restauratorii că doar sufletul reține în această activitate. Nu este o meserie pe care să o faci pentru bani, o faci doar pentru bucuria de a descoperi tot timpul ceva nou. Și această descoperire veșnică ne dă tinerețea noastră. Chiar dacă am ajuns la o vârstă, chiar dacă suntem tineri, toți avem probleme foarte importante de rezolvat când restaurăm un obiect. Mă bucur foarte mult că muzeul de aici a reușit într-un timp atât de scurt să mobilizeze și să facă o acțiune. Sunt muzee vechi care nu au posibilitatea, nu au dorința de a organiza o manifestare științifică. Și consider că această deschidere este foarte bună. Pentru mine, o sesiune de comunicări nu înseamnă doar expunerea unei lucrări, ci întâlnirea cu colegii ceilalți și sfătuirea în diverse probleme. Fiecare vine cu o lucrare nouă, chiar expoziția pe care o vizităm, în mod frecvent se vizitează un muzeu și acolo intervine discuția dintre specialiști pe teme de restaurare, pe teme de cercetare a obiectelor. Foarte importante aceste discuții și aceste întâlniri. Deci mă bucur foarte mult că ați reușit să organizați acțiunea aceasta. Sunt convinsă că v-a fost foarte greu. Începutul este foarte greu și continuarea este la fel. De fiecare dată când vrei să faci ceva, vin la pachet o grămadă de piedici. Dar nu asta trebuie să ne sperie, ci trebuie să ne bucure faptul că reușim să ne întâlnim. Vă felicit foarte mult pentru muzeul pe care l-ați realizat, pentru laboratorul care l-ați realizat. Eu cred că și printre noi sunt oameni care își doresc ce aveți dumneavoastră. Nu toți avem de toate. Și dacă spuneți că este greu și că aveți piedici, să știți că toți avem piedici. Și în laboratoarele vechi, și în cele noi, și în muzeele cu tradiție, și în cele, cum sunt ale dumneavoastră, mai specifice. Peste tot există probleme, dar nu asta este cel mai important. Important este să cercetăm obiectul, să aducem la lumină ceea ce este ascuns în interstițiile obiectului și asta este cel mai important. Lucrările de astăzi sunt absolut convinsă că vor fi foarte interesante, dar să vă aplicați și asupra acestor postere, care fiecare în parte reprezintă o cercetare foarte amănunțită și o prezentare mai succintă. Noi am fost mândri că am reușit să cumulăm atâta activitate științifică. Nu s-a putut expune tot.
nici nu există posibilitatea. Fiecare muzeu în parte a făcut o selecție din posterele care s-au prezentat. Și nu în fiecare s-a expus tot. Deci fiecare a avut parte de o expunere, două, după caz, după cum a fost ales. Dar și aici este o alegere foarte fericită. Sunt cuprinse toate tehnicile, toate tehnicile specifice, toate modurile de abordare. Deci eu cred că veți avea de câștigat vizionând această expoziție. Mulțumesc mult organizatorilor pentru invitație și din partea ACRO și din partea mea personal. Vă doresc mult succes. Vă doresc să vă mai angajați restauratori, că aveți ce restaura. Nu trebuie să apelați la noi, că noi avem patrimoniul nostru suficient. Nu e nevoie să facem pentru dumneavoastră. Să vă luați tineri ca să aibă cine, să vă luați oameni cu experiență ca să aibă cine să îi îndrume. Este foarte important. Este foarte important că sunteți tânăr și vă ocupați și aveți energie destulă. Felicitări pentru organizatori! Aș putea spune că orice întâlnire de acest tip este importantă pentru comunitatea restauratorilor și conservatorilor, pentru că de fiecare dată există un asemenea moment în care ai, cum să vă spun, un moment în care poți schimba păreri, poți să te consulți cu specialiști din același domeniu, mai ales că instituțiile care au angajați restauratori nu au colective mari de restauratori. Și atunci, cu siguranță, momentele de acest tip în care ne întâlnim, dincolo de prezentarea lucrărilor în cadrul unor sesiuni sau a posterelor pe care le vedem expuse în cadrul acestei expoziții, dincolo de aceste lucruri, există discuțiile de după, în partea științifică. Discuțiile între colegi care s-au confruntat cu probleme, care au rezolvat într-un anume fel o problemă. Uneori, unele sunt abordări noi, alteori sunt abordări necunoscute de unii mai tineri. Întotdeauna sunt benefice. Dincolo de asta, asemenea întâlniri stabilesc punți între oameni. Pentru că eu cred că e nevoie și de acest lucru. Să nu avem numai o rigiditate științifică, ci și o apropiere de tip uman. Bine, în principiu nici nu ne gândim să facem o delimitare la ceea ce înseamnă reparația. Nu intrăm în zona aceasta. Restaurarea înseamnă, de fapt, o abordare științifică. Înseamnă să determinăm cauzele degradărilor, înseamnă să facem niște analize și din acest motiv probabil că restaurarea este cu adevărat un domeniu interdisciplinar la care participă atât muzeograful, dar și acei oameni de știință, fizicieni, biologi, chimiști, care alături de noi stabilesc datele de ordin material ale artefactelor și abia după ce obținem datele de analiză, încercăm, nu? Să propunem o tehnică de abordare în ceea ce înseamnă restaurarea. Reparația, în principal, e o chestie de amator, nu de profesionist. Cu siguranță, asemenea intervenții se regăsesc chiar pe obiectele de patrimoniu care ajung în laboratoarele de restaurare și ne confruntăm cu probleme serioase pentru a îndepărta asemenea îmbunătățiri, reparațiile, adică cu ghilimelele de rigoare, bineînțeles. Da. Deci orice intervenție a unui amator dăunează clar obiectele patrimoniu. Nu neapărat, dar poate să îngreuneze. Ele sunt făcute fără a se ține seama de obicei de starea de conservare a piesei și atunci apar, în cazul icoanelor, spre exemplu, apar repictări care s-au făcut peste straturile originale fără să se țină seama de starea efectivă de conservare. Pe straturi fragilizate, pe straturi cu murdărie, pe straturi care se desprind, s-au aplicat culoare, bronz sau știu eu ce altceva. Putem să facem un inventar unor asemenea intervenții inadecvate. Sunt multe, din păcate, sunt dificil de îndepărtat, pentru că trebuie să îndepărtăm numai intervenția, nu și stratul original. Și atunci trebuie să ai știință și delicatețe în același timp în intervenția pe care o efectuezi.
care sunt, să zic așa, dușmanii unei bune conservări, a unui obiect de patrimoniu? Timpul este el în sine, în primul rând, să spunem cumva, bine, timpul un mare este, dușman? Dar... Da, timpul este un dușman și este dușmanul cu care nu ne putem lupta. De fapt, este dușmanul nostru al tuturor. Da. Ne luptăm toți cu timpul și, din păcate, nu putem face nimic. Ceea ce putem face, însă, este să acționăm asupra condițiilor de păstrare, pentru că, întotdeauna, condițiile de microclimat sunt cele care pot prelungi, noi spunem, prelungi viața artefactului, pentru că, sigur, nu, din păcate, nu va exista o trăire la infinita obiectului. Deci acest lucru, cu siguranță, așa este. Noi ne opunem cumva lucrurilor firești, adică acea desfășurare în timp a noastră, a obiectelor, a lucrurilor care, uite, acum au o încărcătură spirituală, o valoare recunoscută, o valoare culturală, în fond. Care a fost cel mai vechi obiect și poate și cel mai dificil cu care v-ați întâlnit în munca dumneavoastră? Sunteți specialist în restaurare de icoane? Da, sunt expert atestat de Ministerul Culturii în icoană pe panou, icoană pe sticlă. Da, e o întrebare într-adevăr dificilă să faci așa un top al pieselor după dificultate. De fapt, fiecare piesă are o poveste a ei și o problematică a ei. Poate nu se știe foarte mult, restaurarea a împrumutat o serie de termeni din medicină și cumva și aici ne situăm în acea situație ca și medicii. Avem de fapt pacienți, nu avem cazuri care se linii de producție. Deci fiecare piesă are nevoie de un anumit tratament care e specific acelei piese. Funcție de degradările pe care timpul și nebuna păstrare le-a adus acelei piese. Da, aveți așa o, nu știu, chiar o amintire plăcută, nu știu, o icoană foarte veche, foarte frumoasă. Icoanele foarte vechi sunt și foarte rare și atunci, pe de altă parte, pot să spun că orice piesă pe care am restaurat-o este o amintire plăcută. De obicei stabilesc o relație cu piesa. Îmi place piesa la care lucrez. Este o condiție pe care am încercat să o păstrez de-a lungul timpului. Să am o relație specială cu piesa pe care o restaurez. E poate mai mult cu cât e icoană? Nu. Sau nu neapărat? Nu asta. Deci, lucrezi altfel. În momentul în care ai o piesă și nu ai stabilit o legătură, lucrezi cumva ca și un meseriaș care trebuie să fac și lucrul ăsta, eventual să iau și niște bani în urma muncii. Dar în momentul în care îți place ceea ce faci, e cu totul altceva. Iar în restaurarea de icoane se adaugă și un plus de, nu știu, păi este, trebuie să existe și o... Nu, dacă în general... Ceva interior, nu, spiritual... Dacă... da... Întrebarea ajunge undeva pe alt palier. Dar de obicei... Nu, mă gândesc așa că de obicei, în fața unei icoane cu Iisus Hristos sau cu așa și este. Da, o restaurez pe Maica așa Domnului. Așa și este. Numai când te gândești și deja... Da, probabil că undeva, la nivel spiritual, probabil ni se mai iartă și niște păcate din lumea pământeană, da. Redând cumva într-un circuit de valori icoane. Frumusețea unei icoane. Cu siguranță. Pe de altă parte, o icoană care o vedeți în expoziție este o icoană care a pierdut mult din ceea ce înseamnă o icoană. Chiar dacă ea este salvată ca obiect, ea nu mai este destinată scopului în care a fost creată, inițial, respectiv cultului. Da, cultului, da. Dar știm că nu de mult existau muzee în care oamenii se duceau să se roage. Așa că poate nu e totul pierdut. Dar întotdeauna... În momentul în care ne gândim la restaurare, ne gândim că are o valoare istorică,
are o valoare artistică și are și o componentă materială. Sigur că icoana, iată că e undeva într-o zonă specială, ea are o altă încărcătură, e cea spirituală, religioasă. Pentru asta există icoana. Nu e o pictură de dragul picturii, este o pictură care slujește religios și altfel. Pe vremea când nu existau oameni cu știință de carte, era forma în care ei puteau cunoaște Biblia, deci prin reprezentarea picturală, nu prin altceva. Deci era un fel de Biblie în imagine, ceea ce era reprezentat într-o biserică. Deci nu ne putem desprinde și de această a patra componentă. Întotdeauna ea există și cu siguranță probabil că și actul de restaurare are și el o altă simțire. Ați fost implicat în derularea unui proiect, Muzeicon. Dacă îmi spuneți câteva cuvinte despre asta. Da, chiar mă bucură întrebarea. Este un proiect derulat de Consiliul Județean Alba, în urma căruia se va înființa un nou muzeu al icoanei la Alba Iulia, într-o clădire restaurată. Clădirea este una din activitățile principale ale proiectului, dar clădirea fără obiecte, iarăși, nu era suficientă. Așa că o altă activitate importantă a fost restaurarea unor icoane care vor face parte din expoziția respectivă. Icoanele au fost restaurate de mai multe entități. În primul rând, în proiect au fost cuprinse 52 de piese care s-au restaurat sau se mai restaurează chiar, 49 de piese au fost restaurate la Sibiu, pe care le-am avut în contract eu cu subcontractarea CNM Astra Sibiu, ele fiind multe și atunci asigur că trebuiau mai multe forțe să acționeze pentru perioada extrem de scurtă a contractului, iar încă 3 icoane se restaurează la laboratorul Muzeului Județean Mureș, ele sunt încă în restaurare, celelalte 3 piese. Erau de tezaur, pentru că tot mă întrebați de icoane importante. Erau icoane importante, care au fost 2 dintre ele recuperate de poliție, furate din biserica de origine și am considerat că nu e necesară deplasarea lor într-o altă zonă dacă există un laborator acreditat și atunci să se facă local. Pentru că și asta contribuie la buna păstrare a obiectului, să nu facem mai mult decât trebuie. E extrem de important. Proiectul am înțeles că se va finaliza totuși cu o amânare din cauza legislației, din cauza procedurilor, din cauza lucrurilor care țin, noi spunem, birocrație. Sunt acte care trebuie întocmite și sunt multe acte care trebuie întocmite într-un asemenea proiect. Se va finaliza, deci, după o amânare acordată proiectului, da, în luna aprilie, din câte știu eu. Ați vizitat Muzeul Gălățean. Spuneți-mi ce impresie v-a creat. Impresia nu poate fi decât una bună, mai ales că muzeul s-a înființat relativ de curând și nu putem decât să îi felicităm pe organizatori, sau, mă rog, Arhiepiscopia Dunării de Jos, pentru că a inițiat un asemenea proiect de asemenea învergură. Știm cum arăta Palatul Episcopal înainte de restaurare și de asta ne bucură. Ne bucură că e o clădire restaurată deja și restaurată frumos, ne bucură că avem o expoziție de bază pe care o putem vizita, că obiectele expuse sunt etalate corect și că se încearcă menținerea acelui microclimat de care vorbeam, corespunzător unor obiecte de patrimoniu. Urmează să vă prezint cazul icoanei Brăznicar, respectiv starea de conservare și câteva aspecte privind metodologia de conservare-restaurare a acesteia. Este vorba de o icoană românească ce datează din secolul al XIX-lea, realizată în tehnica tempera pe suport de lemn,
Aceasta este de dimensiuni medii, măsurând 54,5 cm pe 40,5 cm. Icoana este realizată dintr-un singur blat, cu două traverse încadrate, încastrate parțial. Rama icoanei este degroșată direct din panou, fiind mai înaltă decât pictura, cu aproximativ un centimetru jumate. Icoana ilustrează 14 scene. În cele centrale este Sfântul, în cea centrală este reprezentat Sfântul Nicolae. Deasupra acestea este reprezentată Sfânta Treime, iar sub scena cu Sfântul Nicolae se află Înălțarea Sfintei Cruci. De la stânga la dreapta și de sus în jos sunt ilustrate praznice împărătești. În timp, asupra icoanei au fost realizate intervenții de completare și de consolidare a suportului. Lacunele acestuia au fost completate cu un kit alcătuit de culoare alb-gălbuie. Acesta urmărea cu aproximație volumetria ramei și a suportului și în foarte multe zone acoperea chiar și pictura originală. În ceea ce privește starea de conservare, aceasta se află în legătură directă cu tehnica de execuție, cu intervențiile realizate în timp și cu factorii de degradare. De asemenea, la nivelul completărilor realizate în intervențiile anterioare au fost identificate degradări și anume fisuri, lacune, distanțări ale acestora de suportul de lemn original, după cum se poate observa și în fotografiile din prezentare. La nivelul suportului de lemn au fost observate depuneri aderente și slab aderente, orificii ale insectelor xilofage, orificii de zbor, lacune. Prin lacune s-a putut observa aspectul buretos și fragil al suportului de lemn datorat de urmările atacului xilofag, prezentând o rețea de galerii. La nivelul stratului pictural s-au identificat depuneri aderente și slab aderente, fisuri, ridicături sub formă de acoperiș, adică în două ape, desprinderi oarbe care au fost identificate acustic, eroziuni, lacune de diferite dimensiuni și profunzimi, iar la nivelul verniului oxidări. Metodologia de conservare și restaurare a fost stabilită și aplicată în conformitate cu tehnica de execuție, cu starea de conservare și cu principiile restaurării. Prima operațiune a fost asigurarea suprafeței picturii și consolidarea acesteia, prezentând foarte multe zone cu ridicături pentru a putea fi manevrată mai departe. Consolidarea s-a realizat cu clei de pește prin metoda la cald, prin alternarea presei calde cu presa rece pentru extragerea apei introdusă odată cu consolidantul.
La nivelul suportului de lemn s-a realizat un tratament preventiv și curativ de biocidare. Completările realizate cu ocazia intervenției anterioare au fost îndepărtate, deoarece nu era o concordanță estetică și structurală cu originalul. În urma acestor îndepărtării acestor completări s-a pus în evidență un suport fragil și cu aspect buretos, după cum am zis. În vederea creșterii rezistenței mecanice acestuia, a fost realizată consolidarea structurii lemnoase, iar lacunele de dimensiuni mari au fost completate cu lemn. De asemenea, în atelierul de restaurare tâmplărie. Iar lacunele de dimensiuni mici au fost completate cu fibră vegetală și cu rumeguși din clei de pește și cu chit alcătuit din clei de pește și rumeguși. Lacunele stratului pictural au fost curățate și degresate, după care au fost chituite la nivel. La nivel cu originalul. De asemenea, depunerile și chiturile vechi din orificiile de zbor au fost îndepărtate, după cum se poate vedea în această scenă. Este vorba de intrarea în Ierusalim. După care au fost obturate cu chit de rumeguș și clei de pește și chituite la nivel cu originalul în vederea integrării cromatice. A urmat operațiunea de curățare, prin care s-a urmărit îndepărtarea depunerilor și subțierea și egalizarea verniului. După cum se poate observa în imaginea scenei cu Sfântul Nicolae, înainte și după curățare. A urmat integrarea cromatică, prin care s-a urmărit redarea continuității imaginii prin atenuarea cromatică a lacunelor. Aceasta s-a realizat cu culori de apă, folosind tehnicile strategio pentru chituiri, ritoco pentru eroziunile de dimensiuni și velatura. Nu s-au reconstituit decât detaliile care ofereau destule indicii pentru a putea fi realizată această reconstituire. Aici sunt câteva imagini cu etape din timpul restaurării. Este un detaliu cu colțul din stânga sus. Și etape, imagini de ansamblu. S-a urmărit restabilirea unității structurale, s-a redat continuitatea imaginii și în final s-a obținut acest aspect al icoanei. Da, obiectele textile au o mare varietate. Țesături realizate din mătase cu fir metalic sau covoare, tapiserii, veșminte, costume din etnografice. Deci o mare varietate atât din materialele din care sunt compuse, precum și tehnicile de realizare ale acestora. Deci problemele în consecință sunt și ele foarte variate. Tipurile de degradări sunt specifice materialelor organice, deoarece fibrele textile sunt de origine organică și sunt din păruri de animale, cum este lâna,
sau din bumbac și alte cânepă și alte produse vegetale. Deci ele sunt degradate de lumină, de folosința lor, din mediul în care stau, umezeală, sau cum sunt cele arheologice care sunt recuperate din morminte și din săpături arheologice. Deci degradările duc la distrugerea fibrei care alcătuiește țesăturile și mai departe procesul de restaurare redă aspectul inițial pe cât posibil și de asemenea prin hidratări și prin tratamente chimice reface țesătura la caracterul pe care l-a avut inițial. Restaurarea constă doar în cazul textilelor, doar în îndepărtarea anumitor impurități sau se și adaugă ceva exterior, eu știu, acolo unde lipsește puțină lână, se adaugă lână? Da. Adică se face o combinație între nou și vechi sau doar se îndepărtează, se curăță? Da. În timp, tehnicile de restaurare în toate specialitățile au evoluat. La început, într-adevăr, cum spuneți, se făceau reconstituiri la covoare, la scoarțe, în tehnica originală, adică zona care lipsea lacunară se completa. La ora actuală, cercetătorii discută în comisii, se consultă și decid în funcție de valoarea piesei dacă este necesar o refacere completă sau numai parțială. Tratamentul de spălare de care m-ați întrebat adineauri și de curățare este impetuos necesar. Dar sunt anumite piese textile extrem orientale din Japonia și din China care conțin hârtie. Ei foloseau în China și în Japonia în loc de firul metalic pe care îl întâlnim noi la țesăturile europene, foloseau hârtie, adică lamele de hârtie aurită care era înfășurată pe miez textil și cu care țeseau inclusiv haine, kimonouri sau costume de curte. Aceste obiecte nu se pot spăla datorită hârtiei, dar în general tapiseriile, covoarele, țesăturile, acestea se spală, se curăță foarte bine, după care intră în procesul de restaurare prin refacere sau, deci, cum se decide specific pentru fiecare. Și această spălare trebuie să fie una specială? Prin imersie, da. Se fac curățări prin imersie, adică în soluții de spălare cu detergenți speciali sau pe pat absorbant, adică se așează țesătura pe un pat din hârtie de filtru și se tamponează deasupra local pentru piesele mai sensibile. Iar piesele arheologice din morminte se fac tratamente îndelungați pe ani de zile, hidratări succesive, spălări succesive. Deci este cel mai laborios la piesele arheologice. Ați colaborat cu Muzeul Gălățean și aș vrea să știu ce piese ați îmbunătățit și le-ați redat gălățenilor. Da. Deci, într-adevăr, am colaborat acum când s-a deschis muzeul. A fost o onoare pentru mine și am pus împreună cu o altă colegă, Cășaru Raluca, o tânără, am pus toate piesele textile, marea majoritate, adică, bineînțeles, Biblii și adică celelalte. Am pus piesele de costum și pe suporturi speciale am confecționat suporturi de, se numește conservare în expunere, adică piesa trebuie să stea în condiții bune în expunere și am fost, cum să zic, într-adevăr, cred că activitatea a fost binevenită și a adus un plus muzeului pentru o bună conservare și ca să fie un exemplu în acest sens. Este o preocupare mai veche a mea din anul 2000 pentru această conservare în expunere și pentru ambalarea pieselor pentru transport internațional. Adică am făcut acum și expoziția din China, Comorile României,
Adică este foarte, textilele sunt greu de expus. Adică având forme complicate, având dimensiuni mari, cum sunt tapiseriile și covoarele de mari dimensiuni, sau anumite piese de costum. Prost așezate, ele se pot deteriora, să înțeleg. Sigur că da, pentru că apar plieri, deci suprafețele trebuie să fie cumva susținute, mai ales la cele cu fir metalic care sunt grele și nu trebuie să aibă îndoituri și alte... De aceea se vede și în expoziție că s-au făcut pe formă, adică se măsoară obiectul și se face pe formă susținerea sau se transformă dintr-un manechin din comerț. Noi ne-am adaptat în străinătate să comandă, în fine, sunt alte... Dar noi ne-am adaptat într-un mod, zic eu, de succes. Adică după 2 ani, piesele din muzeu își păstrează forma care am dat-o inițial. Sunteți familiarizată cu muzeul nostru? Cum vi se pare? Mi se pare că de acum 2 ani, de la deschidere, a evoluat, adică în sensul că s-au mai făcut îmbunătățiri, clima văd că este bine, adică a fost pus la punct. Este un muzeu conceput de la început după un plan, pentru că în general, după cum s-a întâmplat și aici, muzeele, clădirile în care sunt muzeele, au altă destinație, cum a fost și la muzeul nostru, Palatul Regal. Și este greu să transform o clădire veche, cu așa, într-o clădire climatizată pentru un muzeu. Și sunt eforturi foarte mari, și bănești, și logistice, de concepție. Da. Dar în momentul în care iei o clădire și o transformi în muzeu de la început pe un plan, efectele sunt mult mai bune decât pe bucăți sau în parcursul timpului. Da, și cred că prin înființarea de noi laboratoare de restaurare poate să devină un centru zonal. Pentru că la început, marile muzee din orașele mari, cum este și Galațiul, dumneavoastră reședință, să crea o zonal, un atelier zonal școală, unde veneau cei de la muzeele etnografice sau mai mici din alte localități care să se pregătească. Și cred că ăsta nu a fost un lucru rău înainte, când am venit eu în sistemul de restaurare în anii 90 după Revoluție, încă s-a păstrat din timpurile dinainte. Și nu a fost rău pentru că e o meserie grea restaurarea din toate domeniile. La noi durează un restaurator cam 5 ani să-l pregătim și atunci noi trebuie să dăm mai departe experiența noastră. Și în restaurare se mai schimbă lucrurile, mai vin lucruri noi, da? Și atunci trebuie o discuție permanentă între specialiști, pentru că fiecare lucrare are specificul ei și abordarea ei. Muzeul din Suceava a venit în primul rând cu o colecție de postere științifice, investigații și restaurări pe toate tehnicile pe care le avem la Suceava și în plus cu o lucrare pe care o prezint eu, care este o lucrare de textil arheologic, o lucrare de restaurare a unei textile arheologice, care s-a descoperit la Biserica din Mirăuți, din Suceava. Foarte important că această colecție de postere face parte dintr-o mișcare, 40 de ani de restaurare românească, și atunci vine la pachet cu restaurări din toată țara. Mai cu seamă de acele 10 laboratoare care s-au înființat acum 40 de ani, dar s-au alăturat și postere de la muzee mai tinere, să spunem așa. Care sunt problemele cu care v-ați confruntat în restaurarea, în cazul Bisericii Sfântului Gheorghe? Probleme multiple. În primul rând pentru că obiectele, dacă mă refer doar la textile, obiectele arheologice sunt obiecte foarte grele, grele însemnând cu problematică deosebită, foarte greu de conservat și implicit de restaurat. Conservarea lor presupune scoaterea din mormânt în prezența restauratorului de textile a obiectelor și apoi conservarea un timp îndelungat și restaurarea ca un corolar la sfârșit. Deci restaurarea de textile arheologice presupune o perioadă mult mai mare decât celorlalte textile.
putem spune că România în momentul acesta, în ce privește tehnicile de restaurare și conservare, se poate alinia cu celelalte țări europene sau încă mai avem de recuperat, nu știu, poate din cauza banilor, investițiilor de acest tip? Dacă ar fi să vă spun părerea mea personală, eu cred că suntem în fruntea restaurării mondiale. În ce sens? La noi, în România, se face restaurare, în general în Europa se face conservare și peste ocean la fel, se pune accent pe conservarea patrimoniului și nu pe restaurare. Noi mergem de la conservare, trecem la restaurare, la restituirea formei inițiale, lucru care nu se întâmplă în toate țările Europei. Deci, în general, se conservă, mai puțin se restaurează. Ceea ce este adevărat, că specialiștii au fost formați cu mulți ani în urmă, au toți aceeași școală, a rămas aceeași școală și acum, deci noi pregătim restauratori care vor restaura, nu vor rămâne doar la etapa de conservare a obiectului. E adevărat, minima intervenție, dar restaurare. Mai există o școală? Se mai dă importanță școlii de restaurare? Nu atât cât ar trebui, dar se restaurează încă. Încă se restaurează, încă se învață restaurare. Și restaurarea se învață nu neapărat într-o școală, ci alături de restauratori. Dacă vom avea restauratori în vârstă, cu experiență, care vor fi mentori, atâta timp cât vor exista ei, se vor naște restauratori buni. Ce impresie v-a creat Muzeul Gălățean? O impresie deosebită. Eu am fost invitată când s-au ales o parte din textilele care sunt în muzeu. Mi s-a părut o muncă titanică, s-a dorit într-un timp scurt, s-a realizat foarte mult. Este un muzeu tânăr, dar cu foarte mari realizări. Sunt lipsuri, poate care deranjează, dar în mare este foarte bine. S-a muncit foarte mult, s-a creat un spațiu superb, cu condiții bune și de conservare și de expunere, chiar foarte bine. Nu am decât cuvinte de laudă și mai ales cuvinte de laudă că s-au hazardat, putem spune, să organizeze o manifestare de acest gen atât de devreme. Este importantă această colaborare? Extraordinară! Extraordinar. O sesiune de comunicări este un schimb de experiență și o validare a unor măsuri care au fost luate. Deci, oricând, toți cei care participă, de fapt, la luarea unor decizii, la validarea unor decizii luate, se discută pe obiecte, pe cele expuse, pe cele care se restaurează, discută restauratorii între ei. Deci, implicit, gazdele au foarte mult de câștigat. Foarte mult de câștigat. Și îi felicit foarte mult pentru inițiativa pe care au avut-o.